drag. Du-te în pădure și cântă. Îndrăgita cântăreață de muzică populară Bianca Liță, cu trăsături originare din zona Dobrogei, a oferit în exclusivitate pentru știrile Gazeta Mondenă un interviu despre cariera artistică, dar și despre proiectele sale de viitor. Bună ziua, domnișoara Bianca, Marius Baldovin, reporter de la știrile Gazeta Mondenă TV. Mă bucur nespus că ne puteți oferi un interviu în exclusivitate pentru știrile Gazeta Mondenă TV, dar în același timp și pentru cei care vă apreciază ca și solist de muzică populară. De început, dacă se poate să ne răspundeți, vreau să ne spuneți de unde pasiunea pentru muzică și de la cine moșteniți talentul muzical. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag! Păi, bunica paternă mi-a insuflat oarecum dragostea pentru muzică și, în general, pentru cântecul popular. Wow, ce frumos! Ce frumos din partea bunicii dumneavoastră! Vreau să ne spuneți cine vă este îndrumătorul în muzică și cum îl caracterizați ca și îndrumător în domeniul muzical. Îndrumătorul este doamna profesoară Elena Plătică, un om devotat pasiunii sale pentru muzică și este foarte ambițioasă și perseverentă. Mulțumesc! O știm și noi pe doamna Elena Plătică și pe această cale vreau să o felicit pe doamna Elena Plătică pentru copiii pe care îi coordonează în folclorul nostru românesc. Și felicitări și dumneavoastră. Ce înseamnă pentru dumneavoastră folclorul românesc? Folclorul românesc pentru mine înseamnă muzica din copilărie, muzica pe care o cântau și o ascultau bătrânii mei și pe care încerc să o duc mai departe generației viitoare. Frumos din partea dumneavoastră că vreți să duceți folclorul românesc mai departe. Vreau să ne spuneți în timpul liber ce abilități sau ce hobby-uri mai aveți în afară de muzică. Dansul, după muzică, este a doua mea pasiune, dansul de mică, de la 6 ani, probabil. Am înțeles. Ați da muzica populară pe cea ușoară? Și am cântat și mai cânt ocazional muzică ușoară, nu așa, muzica populară pentru o mică. Am înțeles. Ce înseamnă să fii artist și ce cuprinde ea ca să fii un model de artist în domeniul popular? Pentru mine, a fi artist înseamnă multă muncă și a sluji cu dorire folclorul românesc. Și că vine vorba de premii. Ce premii ați obținut la festivaluri sau concursuri și dacă se poate să enumerați unele din cele pe unde ați participat dumneavoastră? Am participat la foarte multe festivaluri și concursuri în lungul anului, amilor, dar unele dintre ele ar fi Vocea Mării din Mamaia 2020. Da. Am reprezentat România în Austria la concursul Inima Diasporei. Da. Multe filmări, proiecte, Festivalul Lia Mării din Maia 2021. M-am înțeles. Spuneați dumneavoastră de multe proiecte, că vine vorba de proiecte. Ce proiecte pe viitor aveți pentru cei care vă apreciază ca și artist? Intenționez să continui activitatea în domeniul muzical, totuși, da, aducând rol și pe cel de compozitor. Am înțeles. Un mesaj pentru fanii dumneavoastră care vă apreciază ca și interpret. Apropiați-vă de cântecul popular, încercând să-i descoperiți farmecul și autenticitatea poporului român prin muzică. Am înțeles. Vreau să vă mulțumesc pentru interviul acordat în exclusivitate pentru știrile Gazeta Mondenă TV și vă mai așteptăm cu mare drag pentru a ne oferi noi informații cu privire la cariera artistică profesională a dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru invitație.